Da, observ că rutele sunt ruta de întoarcere este explicită, nu știu cum să facem. Să ne întoarcem. Ruta e deja setată. Nu știu cum să facem să întoarcem aici. Aia e problema. Că uite, aici se termină ruptele și nu știu cum să fac să întorc după aia. Să luăm direct pe aici. Să luăm așa. Și să ne întoarcem. Da. Bun. Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din The Bus. Iată că am revenit cu un nou episod pentru voi. Și iată că astăzi o să facem un traseu complet cu autobuzul pe zi. Pe ruta a doua dimineața, bineînțeles, pe la 12 așa, pe la un 12 dimineața, că pe noapte am tot făcut, ieri aseară am mai făcut un traseu, astăzi eram făcut alt traseu pe noapte, deci m-am săturat să fac trasee pe noapte, vreau să fac trasee și pe zi și să văd cum arată ziua orașul, că tare sunt curios. Și hai să dăm drumul, să vedem despre ce e vorba. Hai să vedem traseul Freeplay, așa. Ah, Citywide LF, ăsta e autobuzul ăla care are extensie în spate. Ăsta e. 18 metri, bun. 27. Stai. 28 e azi. Și ora la care începem o să fie. Bus take start time, așa. Ruta a doua. De la Alexander Menha începem. Și să ajungem la Hauptbahnhof. Ok. Prefer să aleg ruta întâia. Mai bine, ruta întâia. Ruta întâia o să o facem. Și plecăm de la Flughafen Tegel ăsta, Flughafen Tegel. Și o să mergem până la Spauder Markinen și după aia o să întoarcem. Da. Hauptbahnhof, nu știu ce vrea să fie aici, Hauptbahnhof. Probabil că stația de autobuz în care o să opresc. O să fie capătul aici sau nu știu ce o să fie, în orice caz. Invalid în parc. Da, sunt multe zone aici, care multe stații, frate, sunt foarte multe stații. Și vreau să le vedem împreună care e faza. Weather dynamic, așa, lăsăm vremea dinamică să vină ploaia și alte condiții meteo. Că îmi place să fie cu condiții meteo, eu să vedem. Oh, ia uite, poți să alegi, fii antenă că poți să alegi, frate. Fog precipitation, ia uite. Poți să alegi. Lăsăm dynamic vremea. Lăsăm dynamic aici. Și dăm un start. Hai să vedem. 28 Andreea 2021, ca să suntem 28 martie. Parcă sau aprilie, nu mai știu. Nu, 28 martie suntem în azi. Hai să dăm start.
În sfârșit stăm pe zi. În sfârșit stăm pe zi, frate. Uite, avem autobuz dublu, gata, s-a terminat joaca. Avem autobuz dublu acum. Ia uite ce frumos. Ia să vedem, uite aici avem destul personalul. Da. Autobuz dublu, frate. Bun, hai să pornim aparatura de bord. Doi șapte cinci nouă șapte. Așa, și suntem încă în sfârșit pe zi. Deschidem ușile. Să urcă ăștia la mine în autobuz. Bun. Hai să pornim și motorul. Ușile. Scoatem frâna de mână și îi dăm pe direction. Hai să plecăm. De frumos pe zi, îmi place cum se vede. Foarte sunny, foarte frumoasă zi, am prins. Stânga, ce să facem aici? Zero viewer momentan, cam puțin viewer, frate. Mai mulți, haideți, mai mulți pe stream. Haideți, frate. Intrați și voi și uitați-vă la live-ul meu. Ce facem stânga. De prima stație. Da, mai avem puțin până la prima stație. Uite că acum se face prima stație.
Hai, urcați, urcați, urcați. Și avem un client care vrea single ticket ABC. Ok. Iau deja toți bilet acum de la mine. Ce vreau asta? Single ticket ABC. Bun, hai să facem un single ticket ABC. Single ticket ABC. Gata. Am dat bilet și ăsta. Iau, deci frumos se vede șina de tren în dreapta. Hai să închidem ușile. Atenție, se închid ușile, fraților. Da. Gata, trebuie să pleacă mai departe. Facem un lomb pe stânga. Trebuie să oprim aici, la roșu. Așa. Stăm și așteptăm să facă verde.
Gata, s-a făcut verde. Aici se face în stânga. Bun. Ia uite bă, cât se urcă. Ca să urcă. Nu se urcă niciuna. Bun. Asta am locul aici. Locul nostru de veci. Doamne ferește, locul de veci. Nu vorbesc. Dacă aici șoseaua de bicicletă, vreau să zic. Hai că putem să trecem pe verde. Avem verde. Facem în dreapta. Hai să mă urcă cineva? Nu să mă urcă nimeni? Gata, închidem ușile.
s-a făcut roșu. Hai boss, hai boss! Facem stânga. Bun, unde mai avem stație? Aia e întrebarea. Uite, în fața avem o stație. Ce mișto e așa cu orașul gol. Îmi place mai mult decât dacă orașul plin. E mai șmecher așa. Că e COVID-ul în pana mea și nu se circulă prea mult când e COVID-ul. Suntem totuși în perioada de COVID. Suntem încă în pandemie, frate. N-avem cum să... A, uite, în spate văd ce fac pasagerii. Oglinda aia de acolo, în spate. Și aici am camera. Ah, foarte mișto. Trebuie să mai adauge multe la jocul ăsta. În primul rând trebuie să fixeze performanța un pic, să mai facă îmbunătățirea FPS-ului, să mai adauge
autobuz de noi, să-i facă multe, au multe de făcut băieții la jocul ăsta, dar este un joc frumos, deci până acum mi-a plăcut la nebunie ruta asta și o fac în prostie, deci un joc constant, o să fie un joc pe care am să-l joc constant. Când o să am chef să mă, când o să am chef să mă joc așa și să mă plictisesc, o să joc ăsta. Eu deocamdată nu mă plictisesc, am ce să joc, dar am vrut să-l fac așa, de plăcere. Am vrut să joc ceva relaxant, știți? Aia e chestia. Ia să mă urc în autobuz. Vreau să mă urcă nimeni în autobuz, nu? Bun, hai că închidem ușile. Deci zici că ești în București aici, frate. Așa, 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 așa de mișto e jocul ăsta. Și o gură de cafea. Nu m-am trezit încă bine. M-am trezit parțial, dar nu m-am trezit încă 100% bine, știți? Asta e cea mai bună oră la care pot să joc un joc, pentru că mie îmi place ora asta. Dimineața de vreme, știți, până noaptea în cap. A, și o să mai fac o tură pentru voi când termin tura asta. Pe dimineață o să fac tura acum la 7. Opa, avem un bilet. Single ticket AB. Ok. Single ticket AB, bar. Îi dăm un ticket. Luăm banii. Stai așa. O să dăm și restul băiatului. Până la 1 euro o să-i dăm. Gata. S-au urcat toți? S-au urcat toată lumea, bun, puteți să închidem ușile. Da, asta a fost ultima stație? Trebuia să fac... Stai că m-am dus înainte, fra.
a început ploaia. S-au așezat toți, gata. Dacă putem să-i dăm acum închiderea uși. Bun, putem și pe antena să plecăm. Wow, s-a schimbat și atmosfera, fie antena. Băltoace chestii. Da, aici la capitolul simulatoare de autobuz de vă recomand și Bus Simulator 2018, care și ăla e foarte mișto. Dar nu se compara cu asta, asta se vede clar că e nici gen. După cum i-a făcut Berlinul, fraților. Deci, i-a făcut splendid Berlinul ăsta. Un ăla, un oraș fictiv. Bun, deschidem ușile. Thank you.
să facem spânda. Ca toți în regulă, putem să țineam o șiră. Acum duc și eu la o țigară, bă.
gata, fraților, Tursibu s-a întors la pauza de țigară, o să fac două trasee mari și late, în care o să fac două trasee mari și late, atâta, de tot ce pot să vă zic. Astăzi. Două trasee complete. Asta vreau să fac astăzi, ăsta e targetul meu de azi. Și mai târziu o să jucăm și un Assassin. Așa că să fiți pe fază cu stream-ul, că o să fac pe Twitch stream. Și o să ne auzim acolo, fraților. Hai că oprim aici la stop. Gata. Deschidem ușița. Mamă, vreți bilete? Nu vreți bilete, nu? Mamă, ce plouă, frate. S-au urcat toți? Gata. Închideam ușile. Facem un traseu pe zi și un traseu pe noapte, da? Ca să fiți toți mulțumiți. Hai, mă, nu vă cumpărați bilete. Ne uităm pe cameră să vedem dacă s-au urcat toți. Așa. E, în Bass Simulator 18 puteai să-l controlezi dacă au bilete ăștia. Era mișto, dar chestia feature-ul ăla în Bass Simulator 2018. Sper să bagi opțiunea asta și în The Bass. Deocamdată jocul, v-am zis, este Early Access, nu este complet. Dar pentru un Early Access este bun, adică merge bine, se poate juca, e în regulă. Chiar se poate juca, frate. Hai să prindem verdele, hai, hai cu verdele, hai cu verdele, gata, l-am prins. Te bloca aici. Dai, face întreruperi de câteva secunde. Ca așa e jocul, pana mea. Nu e optimizat bine. Trebuie să mai lucrez la optimizare, băieți.
stai să își devină. Mă, se face verde odată. Ăștia n-au și umbrele, ceva. Se stac cu umbrele. Nașpa, frate. Opa, stai că nu-mi dă ăsta ceva. 24 de ore ticket AB. Ok. Mi-a dat bani fix și ăsta. E bine. Mamă, ce ploaie s-a fost în față. Trebuie să-mi aprind luminile.
Am făcut un tur complet, frate. Am făcut un tur complet deja. Am oprit la toate stațiile. Sunt la capăt de linie aici. Cum fac să mă întorc înapoi? Nu cred că merge să te întorci înapoi, aia e chestia. Că uite, sunt numai stații aici, pe partea stângă, dreaptă, vreau să zic. Pe partea stângă nu sunt. Pe partea dreaptă sunt stații. Am trecut de ultima linie, am făcut și ultima oprire. Aici a fost ultima stație. Mi-am făcut tura cu ocazia asta. A, și uite că ai Mitte, Carlottenburg, Wilmersdorf, Friedrichshain, Kreuzberg, Kreuzberg. Mai multe rute pe aici. Da. Pankow, da. Nu ne mai întoarcem înapoi, că nu are sens. Trebuie să vedem. Nu merge să... Da, am oprit la toate stațiile. E aiurea că nu mergem să dăm cu it main menu, asta e nașpa. Nu are vreo opțiune pe aici, să putem să dăm cu it main menu. Păcat că n-au făcut ăștia opțiune. Uite, aici ar fi trebuit să fie, la settings, aici. Dar nu e încă available opțiunea aia. Trebuie să ieși din joc definitiv, ca să poți să intri din nou, să faci o tură. Aia e partea nașpa. Trebuie să-i dăm cu alt creditor direct și după aia să ieșim din joc aia. Că până-i facă ăștia opțiuni o să mai dureze. Trebuie să lucreze la meniu în primul rând, la optimizare și la meniu. Și după aia la restul. Da, hai că mai facem o tură de noapte și după aia ne oprim cu episodul. Da, o să mă duc înapoi. O să ies din joc. Mi-am făcut traseul, frate. Tot cu asta de 18 metri fac. Da, trebuie să ieșim cu task managerul, că nu avem cum să ieșim altfel. Să ieșim cu task managerul, că nu avem cum să ieșim altfel. Mai facem o tură de noapte, după care o să ne oprim. Și nu o să mai pun dynamic weather.
Stai. Cum facem aici să-i dăm un stop? Oh, uite aici. Gata. Acum ar trebui să meargă. Bun, control mod realistic. 18 metri, Berlin, 28. Start time o să începem la 0. La 0-0. Așa. Facem și o tură de noapte. Tura 2, o luăm. Începem de aici. Și ajungem la Buchholzweg. Acolo trebuie să ajungem noi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 stații sunt în total. 15 stații, da. 28 martie 2020, 2021, pardon. Și acum dăm înapoi. Weather sunny, ora 00, arrival 047, Scania City Wide 18 m, 18 metri și hai să-i dăm bătaie. Ultimul traseu care îl fac pentru voi, cu cele 15 stații la care trebuie să oprim. Și mai vedem după aia ce mai jucăm, poate jucăm un Assassin. Mai încolo, că vreau să joc Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla astăzi și vreau neapărat să joc vreo 3 ore. Tot așa, vreo 3 ore o să jucăm Assassin's Creed. Ia uite ce frumos. Așa.
Așa, tati, vreme frumoasă. Păi da. Începem de aici. Bun, hai să deschidem ușa. Bun, ne punem la... Deschidem luminile. YZ. Deschidem luminile și în spate, ia să vedem, avem luminile deschise și în spate. Perfect, avem și lumini în autobuz. Deschidem ușile acum și pornim motorul după aia și plecăm la drum. Trebuie să fost o dată pe ei. Așa, să-mi pună numărul autobuzului și facem o tură. 6 2, 6, 3, 8, da? Ok. Gata, am tichetele. Începe să urce lumea. Hai să deschidem ușile. Bun, pornim motorul. Hai să dăm start la motor. Pornim aer condiționat sau nu? Nu e nevoie să-l pornim. Bun, scoatem frâna de mână și începem traseul. Stai că unul care a cumpărat bilet de la mine. Trebuie să dau ABC un single ticket, da? ABC single ticket, stai așa. ABC single ticket. Ia de aici și trebuie să dau. Gata, am luat restul înapoi. Închidem ușile. Deci tot ce pot să vă zic este că este mult mai bun decât Bus Simulator 18 ăsta. Mult mai realist și mult mai mișto. Ăla are un oraș cam nașpa. Bus Simulator 18. Cred că a venit una la mine. Așa. Single ticket ABC. Ok. Deci trebuie să dau înapoi. Gata. Îmi dau restul înapoi.
Bun, deschidem ușile. Stop, hai ca se face verde. Imediat, gata. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Închidem ușile.
s-au urcat toți? Gata. Hai că închidem ușile, fraților. Atenție, sunt și ușile. Închidem ușile. Gata. Hai să dăm cu viteza aici. Gata, s-au urcat toți. Duc și la o țigară, bărâbă.
Hai să terminăm și traseul ăsta. Că asta m-am spus în zândă. Hai să facă verde. Terminăm și traseul ăsta și după aia mă opresc. Că vreau să joc mai târziu Assassin. Assassin's Creed Valhalla. Bă, dar vei de nicăieri asta. Să bat picioarele. Gata, s-au așezat toți. Mai închidem ușa. Prindem verdele, prindem verdele, hai să prindem verdele. Hai că l-am prins. Am roșu aici. Am la roșu.
Deci zici că ești în București aici, frate. Așa arată. Bine că ai făcut pe Ariel Engine și nu pe alt motor grafic. Hai să vedem când se face verde. Când se face verde, pornim la drum. Da, când o să am și o bani pe card, o să-mi iau un volan ca lumea. Vreau să-mi iau un G29 sau un... Da, un G29 vreau să-mi iau, un Logitech. Să joc cu ăla, frate, cu volanul ăla. Atunci o să fie și mai șmecher jocul. Eu acum joc cu tastatura și cu mouse-ul și e mai puțin realist așa. Da, o să-mi iau și un G29 ca să am un volan profi, să pot să joc cu volanul ăla. Jocuri în genul ăsta, simulatoare și alte jocuri cu mașini care o să mai apară. Stai locului. Hai, prindem verdele, prindem verdele, prindem. Prindem și verdele. Asta vrea bilet. Single ticket AB. Da, să dăm și restul. Da, jocul ăsta l-am văzut la Mr. Bandit și mi s-a părut foarte mișto. Și da, l-am luat de pe Steam ca să jucăm efectiv. Vreau să mă opresc aici la stop. Vreau efectiv să jucăm, frate.
Tur complet, în sfârșit, frate, am făcut tur complet, nu vine să cred. Gata, tur complet, Estos, am făcut 5 stele, bravo, bravo mie. Am făcut tur complet, prima dată când fac tur complet, nu vine să cred. Deci, wow, sunt fascinat de ce am reușit să realizez, astăzi în episodul ăsta. Și ăsta e drumul. Aici e start, aici e... Bun. Am reușit și eu ca și Mr. Berlin să fac un tur complet al Berlinului fără să am probleme iar cu traseul, că când selectam traseul 1 aveam probleme cu el și la întoarcere era dificil să mă orientez cu GPS-ul ca să pot să mă întorc la destinație și se pare că cu traseul 2 am reușit să-mi fac turul complet fără să fie probleme. Și jocul ăsta o să mai joc, o să mai joc pe parcursul, o să mai fac episoade din el, adică nu se oprește aici totul. O să mai fac episoade și sper să-l mai updateze curând, să mai bage niște autobuze noi, să mai bage niște trasee noi măcar. Că autobuzele nu contează așa mult pentru mine, sincer să fiu. Eu cu Scania asta mă mulțumesc foarte bine, n-am probleme cu el. Sper să-i bage trasee noi. Că asta mă interesează, să văd varietatea de trasee, să văd noutăți, să văd... să explorez Berlinul în lung și în lat. Asta vreau. Și sper să-i fac acest... sper să-i fac acest... să... lucreze la meniuri, uite că la meniu n-am... la meniu nu pot să mă... n-are rank, încă n-are XP, n-are nimic. E încă... e Alpha Phase 1.0. Pentru un Alpha e foarte bun. Pot să zic că m-am distrat cu el și mi-a plăcut foarte mult. Nu m-am distrat, m-am simțit așa, relaxat că l-am jucat. Și a fost un joc bun, frate. Deci așteptăm update-uri de la primul partea lor și... restul ne rămâne să ne auzim în Assassin's Creed Valhalla puțin mai târziu. Unde o să facem cuceriri, o să cucerim teritoriu, o să facem mai multe chestii. O să cucerim teritoriu, o să facem questing, o să facem mai multe chestii, oricum. Și, bineînțeles, o să mă urmeze și episoade din Mirror's Edge Catalyst, care vreau să-l termin. Și deocamdată atâta Drag Simulator poate o să mai joc. Vedem. Vedem, fraților. Ne auzim deocamdată, încheiem episodul aici și sper să fie plăcut și ne auzim mai târziu în Assassin's Creed Valhalla. Hai, salutări!